Pace Israel, salcus punem un abraca veci, vexilo wa mishala, avoe incepe prin ada toate lode, la Yahweh, un mele lui Yahweh Shai. I will start by giving all praise to Yahweh in the name of Yahweh Shai. Honoruri dubla apostolilu al GMS, my double honor to the apostles of GMS, si honoruri fratilo ca face lucraria lui Domnul Dumnezeu in adeva si sinceritate. And honestly, the brothers doing the work in truth and sincerity. Isaiah 14, versetul 1. Căci Domnul va avea milă de Iacov, va lege iarăși pe Israel și și va aduce iarăși la odină în țara lor. Străinii a referit izraeliții străini din toată lumea, străinii se vor alipi de ei și se vor uni cu casa lui Iacov. Right, so that's Isaiah 14 and 1. Right? Israel e aleșul lui Domnezeu. Right? So Israel, the chosen of the Most High. În regatul copilului, scuze, în regatul copilului Israel, so in the kingdom of the children of Israel, izraeliții străini, ca exemplu, oamenii din România, vor fi uni cu tot Israel și vor arata ca ei. Right, so the Israelite foreigners, for example, people from Romania, will be one with all of Israel and will look like them. Right, Inca invats limbata, so I still learn your language. Daspe a chest video clip, a false edificator, but I hope this video was edifying. Pace, shalom.